relația vie cu Dumnezeu, care este El însuși o persoană, o ființă personală, pune în același timp bazele pentru om a posibilității de acces la adevărul ființei sale personale, la o relație interpersonală corect potrivită și, în sfârșit, la o relație autentică cu viața. Relația cu Dumnezeu este fondatoarea oricărei alte relații, pentru că în ea se află condiția oricărei relații, și anume recunoașterea alterității, care presupune ea însăși diferența sau diferențierea dintre un eu și un alt eu. Ori relația dintre om și Dumnezeu nu este înțeleasă exact decât în lumina acestei limite de netrecut, care este diferența ontologică între natura umană creată și natura divină necreată. Pornind de la aceasta, orice relație intersubiectivă demnă de acest nume presupune respectul alterității legat de recunoașterea limitelor inerente condiției de creatură.